Între 25 și 27 aprilie 1992, după 45 de ani de exil forțat, regele Mihai revenea pentru prima dată în țară la invitația înalt preasfinției sale, Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Primii pași pe pământ românesc i-a făcut pe aeroportul Salcea, iar prima oprire avea să fie la Mănăstirea Putna, acolo unde, alături de familie, a participat la slujba de înviere. La Putna pentru a discuta despre un moment foarte important, cel al vizitei regelui Mihai I în România pentru prima oară de la momentul forțării sale pentru aplicare. 30 decembrie 1947, în 1992, în data de 25 aprilie, a venit în România invitat în metropolitul Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, da? În al preasfinției sale. Aici a fost prima dată în România la Putna. Părinte Stareț, ce vă aduceți aminte de atunci? Știu că dumneavoastră v-ați ocupat de vizita regelui Mihai I. Da, atunci răspundeam de, aș zice eu, de partea aceasta de protocol, de primirea oaspeților mănăstirii. Și cu drag atunci am participat, era o bucurie pentru noi viețuitorii mănăstirii, deși eram, marea majoritate eram foarte tineri, chiar foarte tineri, pentru 92 și pentru primirea unor astfel de oaspeți deosebiți, ca majestatea sa, regele Mihai, I al României, și într-o zi deosebită, în ziua de Sfintele Paști, a ajuns la noi în Sâmbătă Mare, pe 25, și a rămas în 25, în noaptea 25 pe 26, la slujba învierii, care s-a săvârșit în fața casei domnești. Ediția specială, filmată în mai 2019 la Mănăstirea Putna, are prima difuzare joi, 28 aprilie, de la ora 20 și redifuzări pe tot parcursul săptămânii următoare.